Hai să o luăm de la capăt. În primul rând, hai că noi am intrat direct în pâine. Hai să intrăm în pâine oficial. Bine ați venit la Bodybuilding and Lifestyle Podcast, episodul 3 pe 2023, sezonul 4. Alături de noi, ca de obicei, l-avem pe Ionuț Ignat. Și astăzi Hello. vorbim despre... And you have the word. Eritritol, ok. Așa. Începem cu eritritolul, că mi s-a umplut inbox-ul aseară. N-am apucat să fac foarte multe, dar m-am întins aseară un picuț mai mult cu studiu să văd despre ce e vorba, pentru că foarte multă lume mi-a scris. Pune-mă și pe mine la curent. Nu știu despre ce e vorba. Deci a spus CNN-ul acum circa 4 zile ceva de genul ăsta. Un apucat studiu. Eu am să pun niște lucrușoare în descriere la video ăsta, nu știu când o să apară. Okay. Am încercat să fac treaba asta și data trecută, am să cam uitat. Adică am pus studiile deoparte, nu le-am mai pus în comentarii. Bun, și deci au spus CNN un avocat de studiu în care a zis că există o legătură de cauzalitate între eritritol, consumul de eritritol și bolile cardiovasculare, respectiv decesul prin bolile cardiovasculare. Și toate televiziunile locale, locale însemnând de astea naționale, au preluat informația asta cumva de bună, ca să zic așa, și au predat-o mai departe și bineînțeles că lumea, în genere, bă, stai, uite, au apărut și pe ProTV, au apărut și pe Antena, au apărut pe toate, hai să discutăm subiectul. Okay. Și m-am apucat să scobesc studiul să văd despre ce e vorba, pentru că totuși eritritolul și xilitolul amândouă sunt aprobate de FDA din 2000 toamna și mi se pare așa, știi, cum puțin probabil după atâtea studii cohort făcute pe subiectul ăsta să apară în punctul ăsta ceva în care, domnule, stai că de fapt mor de la ok. Și am luat studiul lor și am zis că băi, hai să dezbatem un picuț pe ea. Deci ce au făcut băieți? Hai să o luăm de la capăt. Ce sunt eritritolul și xilitolul? Sunt doi îndulcitori cu 0 kilocalorii care sunt extrași din diverse fructe. Stupefiant, eritritolul este produs și endogen de către organismul nostru, exact cum e și colesterolul, e fix aceeași poveste. Și ai două tipuri, ca și la colesterol. Ai și niște colesterol care vine din ceea ce tu mănânci, dar ai și niște colesterol care este produs endogen. Băieți ăștia pe studiul ăsta au luat numai nivelul plasmatic de eritritol, și l-au luat ca și punct de referință pentru bolile cardiovasculare, mai precis, atenție, decesul prin bolile cardiovasculare. Da, există niște date. Nu s-a făcut nicio discuție și nu au analizat cu absolut nimic dieta oamenilor, care era povestea cu eritritolul, ca să vadă dacă acest eritritol, sau mă rog, nivelul plasmatic de acolo, este provenit din ingerarea de îndulcitori artificiali sau este provenit din producția endogenă. Pasul numărul 1. Ca și paranteză, eritritolul produs endogen este un răspuns antiinflamator făcut de organismul nostru și în genere, marea majoritate a oamenilor care au participat la acest studiu aveau o medie de vârstă de, fii atent, 65 de ani și peste 75% dintre ei aveau complicații cardiovasculare. De aici vine și discuția, bă, orice găsea în sânge la oamenii ăștia, de la THC până la, nu știu, mai mult magneziu, până la mai mult, orice, efectiv, orice discrepanță, oamenii ăștia, într-o statistică înspăimântătoare, din păcate, ar fi murit de boli cardiovasculare. Că au 65 de ani și o turmă de complicații și de aia ales în studiu. Adică e biased, adică e biased din prima. Corelarea nu înseamnă cauzalitate, înțelegi? Okay. Deci putea să ia oameni de 65 de ani cu complicații coronariene, tensiune arterială crescută, alții aveau stenturi, bypass-uri făcute, etc. Și să spună că purtau cu un pulover roșu. Înțelegi? Marea majoritate. Deci dacă porți un pulover roșu, asta înseamnă că... Deci, din nou, corelarea nu înseamnă cauzalitate. Da? Și numărul 2, nu au luat nivelul de eritritol plasmatic. Da? Adică, bă, primul cu care îl întreb, ce-i mâncat? Știi cum e, pe principiu ești beat, dar de ce ești beat? Ce s-a urmărit în studiu a fost... Care nivelul plasmatic, nu și nivelul ingerat, adică nu și nivelul alimentar. De nu, dar care a fost scopul studiului? Adică ce urmăreau? Că de obicei ai văzut că în fiecare studiu scrie we followed to... Adică we chased... Mutra mea. Corelarea dintre eritritol și decesul prin boli cardiovasculare. Corelarea dintre eritritolul plasmatic și bolile cardiovasculare. Nu eritritolul ingerat. Ăsta e primul lucru și cel mai important. Și când te uiți acolo pe studiul ăla, am pus deja un TikTok pe subiectul, l-am pus și pe Instagram în reel, am pus link-urile acolo la toate studiile cap-coadă ca să vadă lumea despre ce este. Te uiți pe tabelul ăla și vezi câte complicații cardiovasculare erau la participanții de la studiu. Rata de mortalitate oricum era horror de crescută, realistic vorbind. Deci, despre ce vorbim aici? Un studiu pe principiu de cherry picking, hai să facem un studiu comandat, cam fix așa sunt.
Dar sunt studii comandate pe piață, Bun, corect? au o bună bucată din ele. Am totuși o mențiune, care trebuie să recunosc că mi-a ridicat un picuț un nivel de îngrijorare pe subiectul ăsta. Și aici este un studiu corelat cu bucata asta de studiu, dar este publicat diferit pentru că nu apare în studiu mare, stupefiant, făcut de o clinică din Cleveland, pe o marjă de oameni foarte mică, 40 de adulți, de data asta sănătoși toți, și li s-a servit, clar, deci le-au dat spre băut 300 de mililitri de apă cu 30 de grame de eritritol. 30 de grame? Da. Which is fucking a lot. E enorm, da, e cam mult. E horror de mult, realistic. Dar aparte de asta, au studiat plachetele. Da? Plachetele care țin de zona de coagularea sângelui, ca să zicem așa, cu care, într-adevăr, un nivel ridicat de plachete în sânge poate duce la crearea de trombi, care, la rândul lor, pot duce la blocajul venei, arterei, da? Și pot crea embolism pulmonar, accident vascular, cerebral, etc. Dar ca să lămurim și aici niște lucruri ușoare. În primul rând, a crescut de două ori incidența plachetelor astea comparativ cu cei care suferă deja de diabet 2 de cel puțin 6 ani de zile. Okay. Adică cam la același nivel s-a adus. Numărul 2, iar cu semn de întrebare. Eritritolul este procesat extraordinar de rapid de organism, cel ingerat, mă refer. Adică aici discutăm despre, nu știu, jumătate de oră, o oră s-a terminat povestea asta. Ceea ce înseamnă, ei nu au scos și concentrațiile plasmatice la 3 ore, la 6 ore, la 12 ore, la etc. Ca să vedem dacă mai e această sânge sau concentrație pachetară rămâne validă sau nu rămâne validă. Pentru că dacă este direct dependentă de procesarea eritritolului, s-a terminat povestea și am încheiat. Când te referi la este procesat repede, te referi metabolizat prin sistemul renal? Da, la fel metabolizat și excretat foarte, foarte repede, surplusul de eritritol. Pentru toți oamenii care se uită și au sub 20 de ani, pe românește îl piși. Scuzați expresia, dar așa, așa este. Bă, corectează-mă, nu știu. Okay. Micționez, dacă vrei să... Okay. Putem să folosim un eufemism pentru aceasta. Așa, da. Da, deci, dar aici, într-adevăr, bine, și eu, aici recunosc că sunt și eu un pic bias pentru că sufăr de problemă de coagularea sângelui și sunt pe anticoagulante și cumva mi-a trezit interesul într-un mod mai special decât mi-ar fi trezit interesul altceva. Dar aici până și autorii studiului respectiv au spus foarte clar că tot corelarea nu înseamnă cauzalitate. Numărul 1 și numărul 2, cu siguranță mai mult research trebuie făcut pe subiectul ăsta. Pentru că eritritolul separat are niște cohorte de studii excepționale, inclusiv împotriva rezistenței la insulină, inclusiv pentru îmbunătățirea hemoglobinei glicozilate. Adică deja avem foarte multă literatură pe subiectul eritritol, pozitivă, din toate perspectivele și pe sindrom metabolic inclusiv, versus a ceea ce a apărut acum. Oricum, studiu publicat de CNN și preluat de toate televiziunile de pe aici, de pe acolo, nici nu trebuie băgat în seamă. Ok, ne-am băgat în subiectul ăsta, putem să mergem mai departe cu el și o să folosesc un cuvânt pe care folosesc des să defalcăm, să enumerăm toți restul îndulcitorilor artificiali de genul 0, 1, 2 calorii. Cred că trebuie să scot o listă că să mor dacă îi știu pe de rost. Nu, ăștia primary pe care îi vezi în toate sucurile, acetulfam kappa, aspartam, stevia, xilitol. De fiecare tot s-a fost luat, că și aspartamul metabolismului aspartam, metabolismul aspartamului duce la producția de acid aspartic și... la fel și sulfatul duce la producția de acid sulfuric, okay, care se găsește de 6 ori în cantitate decât în 100 de grame de îndulcitor versus un măr. Cam așa era discuția și nimeni nu pune 100 de grame. Dar același nivel de acid sulfuric se regăsește și într-un măr. Da, deci e această permanentă teamă a tuturor vis-a-vis de subiectul chimical. Treaba asta se corelează cu o psihopatologie numită ortorexie, care este un soi de obsesie de a mânca ultra-mega sănătos, dar preluând informațiile din media defalcat, fără știința din spate, cum să spun, generalități în exprimare de genul chimicalele din alimente, totul este chimic, totul este inclus în diverse combinații pe tabloul Mendeleev și de acolo pleacă toate și toate substanțele, tot ce punem mâna și mâncăm e format din chestii chimice. Ce înseamnă sănătos? Aici e problema, că sănătos pentru mine înseamnă cantitate. Și n-ar trebui să fie un standpoint ăsta?
Există. Și bineînțeles că standpoint-urile astea sunt făcute într-un nivel extraordinar de redus de foruri, cum este în Statele Unite FDA și cum sunt și la noi, de la DSB, toate controlele, toate aprobările, tot ceea ce apare pe piață, în toate combinațiile, pe toate cantitățile, sunt preaprobate, răs verificate vis-a-vis de subiect. Da, mai apare știință nouă din an în Paști vis-a-vis de una sau de alta. Dar știi cum e, dacă ne uităm în trecut și luăm clasicul ou. Dumnezeule, prin ce trecut ăsta, prin ce perioadă de inchiziție a trecut săracul, că n-avem voie atâtea, că sunt prea multe, că un ou pe săptămână, dar, încă sunt recomandări și în ziua de azi. Încă trece. Uite, de exemplu, ieri m-am uitat la un clip, mi-a apărut un clip pe foriu despre ouă și colesterol și cred că m-a targetat după TikTok-ul pentru că mi-au mai apărut 3-4. Și din astea 5, unul era anti-ouă și culmea, nu vreau să fiu sexist, dar era o femeie nutriționist. Restul explicau că, bă, uite care e faza cu colesterolul, că corpul oricum produce colesterol, ficat oricum produce colesterol, ai deja colesterol în corp, secretat endogen, după care mai ai și colesterolul din ou, care se împarte în LDL și HDL, dar nu va crește colesterolul total pentru că este prea mică cantitatea de colesterol care se află într-un ou. Chiar apropo de ca să educăm și lumea, unul din cele mai importante lucruri când vine vorba despre colesterol este raportul dintre HDL și LDL. Exact. Unde HDL-ul este High Density Lipoproteins și LDL-ul este Low Density Lipoproteins. LDL-ul e la rău, The Sith, și HDL-ul e Jedi. Ca da. Să spun. Da, e Luke Skywalker înainte de a fi Sith. Da. Și aici iar contează foarte mult care este paritatea dintre cele două, pentru că, per exemplu, într-o intervenție clinică vis-a-vis de subiectul colesterol rău, pentru că, repet, marea majoritate este produs endogen, dar noi trebuie să-l coborâm și alimentar într-o intervenție dietetică, dar primul lucru pe care îl facem este să vrem să ridicăm colesterolul bun, pentru că este antagonist la colesterolul rău. Și asta o facem prin suplimentare de regulă cu acizi grași polinesaturați tip omega-3 care să ne ducă colesterolul bun cât se poate de sus și în felul ăsta paritatea dintre cele două te duce într-un nivel de siguranță. Se poate intra la orice laborator gen Bioclinica sau Sinevo și vă uitați să vedeți că LDL-ul se împarte la HDL și sunt trecute acolo la bărbați, la femei, cuprinse cu vârstele între și între și care este raportul de paritate, unde ești safe sau nu ești safe. Ok. Bun, unde e safe și unde nu e safe. Dar ești de acord cu mine că un HDL scăzut foarte mult poate să te afecteze mai mult decât un LDL crescut, da, în contextul în care HDL-ul ar rămâne în range-ul, cum să zic, safe? E, tocmai asta e ideea, pentru e matematică. Da, este. Colesterolul tău LDL îl împarți la, nu știu, să zicem că ai un LDL de 200, dau un exemplu foarte ridicat, da? Și ai un HDL de 30. Care e mai scăzut, sau 25. Evident că o să-ți dea o paritate proastă versus să avea un HDL de 60-70, unde clar stai mult mai bine și atunci paritatea o să-ți iasă pozitivă vis-a-vis de subiect. Asta e că, uite, și intru ca să nu... La mine toate salvate funcțional și le vedem imediat. Să vă dau și paritățile efective. Acum, într-un acest mic moment de pauză, dacă vă place contentul nostru, intrați și lăsați un like, un share și un subscribe. Vă mulțumesc din inimă. Vizionare plăcută în continuare. Uite, am găsit partea de LDL cu HDL. Raportul între LDL și HDL trebuie să aibă o valoare între 2,9 la femei și 3,3 la bărbați. De ce e LDL-ul matale de pe analize? Îl împarți cu mușel la HDL-ul pe care l-ai tot pe analize și dacă îți dă până în 2,9 la femei și 3,3 la bărbați, ești foarte ok. Problemele apar de ordin cardiovascular când depășirea este de 3,5 la femei și 3,8 la bărbați. Bun, deci împarți HDL-ul la LDL, corect? LDL-ul la HDL. Ăla mai mare, ăla mai mic. Okay. Da? Și îți dă raportul ăsta. Te uiți pe analizele la tine și îți faci colesterol? Nu, țin minte cât le-am avut ultima oară. Așa. Dar nu dă bine dacă împart LDL-ul la HDL. Îmi dă foarte mult, adică îmi dă 7. Ceva nu e ok. Asta zic. Deci LDL-ul meu este, tot timpul mi-a rămas mai crescut puțin după obezitatea morbidă. Eu sunt gerat la 100 cu LDL-ul. Și HDL-ul aveam, cred că, 45 la punctul respectiv. Nu știu de ce am oprit omega-3 la punctul ăla înainte de analize. De regulă opresc omega-3 cu circa o săptămână înainte de analize. Să-mi iasă o treabă cât se poate de curat. Mi-a dat un 2,2 paritate. Deci eu am avut
Fii atent, cele mai proaste analize pe care le-am avut au fost așa. 139 LDL cu 20, okay. Cu 20 HDL. Asta e fața mea, de eu știu de ce e HDL-ul la tine în halul ăsta, dar nu se pune. Da, am înțeles, da, clar, clar. Nu e o chestie curată. În două săptămâni era 46 sau ceva de genul. Așa, deci imediat își revine. Imediat își revine, da. Deci cât ai zis încă o dată, 139. Împărțit la 46. 46. 46. 3.0. În condițiile în care 3.8 este valoarea de referință maximă. Maxim, deci okay. Tu ești un punct peste femei pe românești. Which is awesome. Da? Deci e foarte bine. E foarte, foarte bine. N-ai nicio problemă. Și iar lucruri care din nou contează. Contează unde ești în zona alimentară. Că dacă ești într-o perioadă de bulk în care ai nivelul de grăsimi mai mari, peste ăla endogen, îți mai vine și, mai vine și lanțurile de trigliceride care sunt o leacă crescute. Corect. Și ești exponențial mai tare. Automat o să-ți crească LDL-ul. O să-ți crească oricum LDL-ul. Deci nu se pune problema. Adică în momentul în care, fii atent, deci astea erau valorile în contextul în care terminasem un concurs și mi-am făcut analizele la o săptămână după, cu vreo 3 zile de pauză înainte de analize, da? Adică nu foarte multe zile de pauză, având în vedere cortizolul încă era sus. Asta vreau să spun, ți-ar trebui mai mult tocmai din cauza cortizolului. Da, undeva la 4 grame de omega 3 pe zi, adică nu extrem de mult, puteam să merg până la 6-8. Și imediat cum în următoarele două săptămâni am repetat analiza, LDL-ul mi-a crescut pentru că am pușat grăsimi. Am pușat multe grăsimi sănătoase, știi? Adică de la 139 ajunsese la 140 și un pic și da, crescuse, se dublase HDL-ul, știi? Da, și-a revenit. Da. Și deci, nu, aici, da, sunt niște analize cu adevărat mai, dar ție ți-ar trebui realistic post-competiție măcar o lună ca să scoți ceva curat. Nu caut să scot ceva curat, caut să văd care e damage-ul de la an la an, da, și dacă, și dacă am reușit să cumva combat damage-ul ăla. Pentru că și colesterolul endogen, să știi că este corectabil prin raportul alimentar, numai că a lui corectare se face, din experiența mea clinică, între 6 luni și un an jumătate. Clar. Cu o cădere exponențială pe parcursul timpului, adică pleci de la 200 LDL și ei că tine 180, dacă o bucată, marea majoritate care au avut probleme de colesterol masive combinate cu obezitate morbidă și de regulă Nisbai sindrom metabolic, să știi că nu-și mai revine niciodată în parametrul ăla de sub 90 de adolescenți. Adică nu prea am apucat. Se toace într-o 100, 110, ceva de gen. La cam pe acolo. De aici am pins doar colesterolul bun ca să poți să creezi un raport mai decent. 100 mi se pare un raport... E bun. Adică pentru o persoană peste 35 de ani, 100 mi se pare, stai mai așa. Mai ales când ai pe grau la sol, știi? Dar adică, asta vreau să spun. Într-adevăr, chiar și colesterolul ca producție endogenă este corectabil alimentar în timp. Pentru că receptorii aia de colesterol, ei știu cât ar trebui să-ți producă, dar dacă aportul general de grăsimi, de fapt nu de grăsimi, de macroenergetici, că asta îți cresc trigliceridele, poate să-ți crească și alcoolul trigliceridele extraordinar. Corect. Da? Și alcoolul la fel se metabolizează în subiectul ăsta. Fructoza, apropo, deși ea se metabolizează în VDLD, care se duce mai departe în LDL. Da? Adică sunt multe lucruri care trebuie discutate alimentar. Și dacă menții o perioadă lunguță de timp, un colesterol ceva mai scăzut, ca și aport alimentar, și receptorii se adaptează și scoboară inerent și colesterolul rău, overall, pe parcursul timpului. Dar tot, intervenție nutrițională, ceva mai multă atenție la hală, la macroenergetice în spate. De aici eu fac corelarea clinică cu trigliceridele foarte repede. Asta e foarte fain. Că îți vine omul la tine și în anamneză știi cum sună tot timpul cam aceeași poveste. Eu mănânc piept de pui, două frunze de salată și la. Cam asta e toate anamnezele, da? 140 de kg, 200 de kg, asta e anamneză. Și după aia trebuie să văd analizele. Păi trigliceridele 250. Da? Deci de aici îți dai seama imediat, pentru că trigliceridele sunt răspunsul cel mai rapid la tot ceea ce înseamnă aport alimentar excesiv. Și cu cât te duci în sindrom metabolic, cu atâta este mai neplăcut. Cu cât stai mai mulți ani, începi să-ți țopăie peste valoarea aia maximă de 150 și te duci cu ele până în China. 400, 500. E, hai să nu exagerăm. Vai, ce frecvent este în, cum se cheamă, în cazuistica mea, cu 400, cu 500. Dar vai, ce m-am speriat primele dăți când am pățit treaba asta. Păi, cred și eu. Deci eram Dumnezeule, sună repede la colaboratorii mei, aveam 2 medici care mi-au dat o mână de ajutor la început. Că știi cum e, trebuie să
iei din nutriție și dietetică informații să le corelezi în medicină. Nu le știi pe toate. Și sunt clinicieni din partea asta, de medicină internă, de la gastro, de la endocrinologie. Salut! Explică-mi ce înseamnă asta. Adică eu așa m-am educat pe parcursul anilor și am ajuns în punctul ăsta. Și am zis, da, nu, stai niște, ăsta e sindrom metabolic absolut grasă, se pot ridica în 400-500 trigliceride. Bineînțeles că riscul de pancreatită este fantastic de mare. Că asta e primul care se întâmplă, pancreatită. Și aia, de regulă, nu se termină bine. Ok. Care ar mai fi cauza pentru care se pot ridica trigliceridele? Alcool. Ok. Aport excesiv de zahăr în combinație cu alcool. Alimentar e foarte greu. Alimentar foarte greu înseamnă trebuie să ai un aport cel mai probabil de 400-500 de carbohidrați pe zi în spețe din zona rafinată, cu 200-250 de grame de grăsime, dintre care 80% trebuie să fie trans. Dar când discutăm despre o persoană de 150 de kilograme, când îi faci o anamneză reală la ceea ce mănâncă, it's not really far-fetched. Da? Deci el se duce în 7000 de kilocalorii, dintre care 5000 și ceva zahăr și grăsim trans. Ia și asta îți gustează fantastic de mult trigliceride. Dar de principiu asta este raportul de alimentație, de macroenergetic din alimentație versus ceea ce se întâmplă. Probabil că sunt și niște cauze genetice care pot duce la o valoare de trigliceride foarte mare, dar tot aportul alimentar este cel care ghidează treaba asta. Și cu cât avansezi în sindromul metabolic este o suită de simptomatici, da? Adică ai bușită și glicozilata, ai și hipertrigliceremie, ai și valorile de colesterol ridicate. Adică toate astea sunt și rate în sindromul metabolic. Adică nu ai doar un marker crescut. Nu ai doar o singură patologie, ci o formă de pluralitate de patologie. Ca și la cancer, știi că se spune că e o boală, dar nu e o boală, de fapt o pluralitate de patologii cancer. Aceeași situație este și la sindromul metabolic. Sunt mai mulți markeri care sunt stricați pe analize datorită unui stil de viață alimentar prost și mișcare fizică asociată zero. Cam la asta este ceea ce duc. Și pe parcursul timpului urcă trigliceridele, sar de valoarele de 150, se duc în 200, 250, 300, asta clasic. Și îți mai vin și cei în prag de pancreatită. Când îți vin cu niște trigliceride epice, în adevăratul sens al cuvântului. Că dacă tu ajungi să le ai 250 zile și bei într-o zi și tu ca matale te distragi, bei o sticlă de whisky în plus și mănânci 10 croasante, 2 eclere, uite 400 trigliceride. Ai zis o combinație de asta bună, whisky cu croasante, cu eclere, cu... Hai că nu poți să zici că nu e o preferință culinară asta. Puteai să zici vin. La vin ești mai moca, așa, știi, cu brânză, mai finuță, știi? Bun, hai că uite, am discutat de alcool și am ajuns la... De fapt, n-am discutat, am ajuns la alcool. Am avut o dată un live și am zis o dată pe live că și alcoolul are calorii și... Din ce țineam eu minte, are caloriile de carbohidrat, adică undeva la 3,5 kilocalorii per gram, nu? 7 kilocalorii pe gram. 7 kilocalorii pe gram. Am văzut asta cu 7 kilocalorii pe gram la tine. Și eram, bă, ce-am greșit, știi? Știi cum e? Aici e vorba foarte, foarte mult de metabolizare. Că dacă le luăm așa din punct de vedere al valorii nutriționale, sunt calorii goale, așa intitulate, ca și calorii goale. Dar ele sunt foarte contorizate. Între noi fiu vorba. Okay. Și da, bineînțeles, ele duc cu precădere la creșterea nivelului de trigliceride, care duce inerent la colesterol, care duce inerent la steatoză hepatică. Da? Okay. Adică asta este traseul pe care alcoolul se duce. De altfel există steatoza hepatică cirotică specifică consumului de alcool sau consumatorilor de alcool cronici. Ok, dar nu vreau să discutăm despre consumatorii de alcool cronici, vreau să rămânem la alcool, să vorbim de calorii. Că ai ridicat, am văzut asta cu 7 kilocalorii și eram, bă... What have I missed, știi? Oricum mi se părea mult că are 3,5 în capul meu, nu știu de ce asociasem cu carbohidrate sau nu știu unde citisem informația asta, dar să văd 7 kilocalorii pe gram, bine, nu beau alcool, dar sunt foarte mulți oameni care, da, uite, îți mai intră clienți, îți zic că, hei, pot să beau și eu două pahare de vin pe weekend sau pe seară sau... Și sunt ce... Da, uite, vezi aici, știi cum e, depinde foarte mult și de background-ul nostru, dar trebuie să avem grijă să nu fim biased de propriile noastre experiențe sau propriul nostru stil de viață, știi? Corect. Eu personal mă declar fost alcoolic cronic, adică până la 30 de ani am tratat corpul ca un bordel, în niciun caz ca un templu, da? Pe românește, ok? Și de atunci am intrat în latura astălaltă, în abstinență și am 3 zile de naștere a mele și a prietenilor mei și a doamnei mele, în care atunci mai servesc alcool. Doamna mea nu beau când ceva.
Da? Dar ceilalți doi prieteni au fost de genul, bă, trei zile cu an, suntem, apropo de sticla de lui, care ce, ce se întâmplă de regulă. Da. Dar overall nu dau, de ocazie nu dau, okay. Dar foarte multă lume în România, dacă ne luăm după nomenclator, e buba. Corect, dar uite. E buba. Dar trebuie contorizat, pentru că e foarte dificil, pentru că la noi alcoolul este o cum să spun, un fapt social, să numim așa, adică este o normalitate să ajungi acasă și măcar vine sâmbătă, duminică, să servești ceva. Dacă ai ieșit în oraș, servești ceva mai mult. Dacă te-ai văzut cu prietenii și ești acasă, șansa mai servești și mai mult. Și de aici vine povestea, nu poți să interzici alcool. Că toată lumea se uită în România, în Balcani, în speță, se uită strâm la tine. Ca și cum ce să faci treaba asta în Rusia sau în Irlanda, nu suntem groazi de departe. Nu trebuie să-l interzici. Nu trebuie să-l interzici, trebuie doar să-l prezinți atât de bine, dar gen atât de prost din punct de vedere, adică să prezinți alcoolul atât de prost oamenilor, încât să înțeleagă, atât de prost, dar totuși adevărat cumva, încât să înțeleagă chestia asta singur, nu trebuie să interzici. Dar întrebarea mea e, toate tipurile de alcool au același număr de calorii? Absolut, numai că gramul de alcool diferă, pentru că fiecare tip de alcool are o concentrație, adică un whisky are 40%. 40%. Mai bun s-ar putea să aibă 47%. Ok. Absintul are 60%, dacă nu mă înșel. Ok. Adică un vin are între 9 și 12%, o bere între 3,5 și 7%, mai strong bere. Și încep 500 de mililitri, 7% alcool, îți stă 0,7 înmulțit cu 5, înseamnă 0,35 din partea respectivă este alcool, înmulțit cu 7 kilocalorii și îl pui. Dar de regulă, marea majoritate a aplicațiilor de folosite de lume în contorizare au bere, vin, whisky, vodka, etc. Toate deci noi înmulțim kilocaloriile alea doar cu numărul de alcool. Da. Doar cu valoarea alcoolului per băutura respectivă. Doar valoarea alcoolului pe băutura respectivă dacă faci matematica în Excel. Așa, da. Tradițional old school. Practic, cu cât are mai mult alcool, cu atât are mai multe calorii. Corect. Gen alcool etilic. Știi, cu cât are mai mult alcool, cu atât și bei o cantitate mai mică. Pentru că poți să bei într-o seară 4 bere, dar e puțin probabil să bei 4 sticle de whisky. Poți să faci bulk pe alcool etilic? Bulk pe alcool etilic. Nu, pentru că el nu prea se duce la nivel energetic în glucoză. Uf. Deci, care e sursa? Care e sursa? Care e macronutrientul principal în sursa de kilocalorii alcoolului? Adică din ce provin alea 7 kilocalorii? Păi asta e, el e încadrat separat. Ok. Deci, nu poți să-l încadrezi la proteine, carbi sau lipide. Pe el îl încadrez la alcool. Ok, și deci nu e o sursă energetică, asta vrei să zici, că nu poate fi folosit ca și sursă energetică. Nu este o sursă energetică, nu este. Este măsurat în energie ca și kilocalorie, okay. Dar metabolismul lui nu se duce nici în glicogen, se duce, mai degrabă poți să-l asemeni cu grăsime, dacă discutăm despre unde se duce. Trans, în mod special. Ok. Da? Deci dacă ar fi să discutăm așa realistic, pentru că alcoolul nu se duce în glicogen, sub absolut nicio formă, cu siguranță nu are aminoacizi, deci nu îți reconstituie nicio formă de țesut din corp, da? Dar se duce în VDLD, îți crește VDLD-ul, primul lucru, care este un fel de colesterol tampon, după care îți crește, bine, în primul fel îți crește trigliceride, după aia VDLD-ul și după aia se transformă în grăsime. În speță, depozit visceral, adică pe organ. Deci ca și metabolism, mai degrabă se apropie de grăsimile trans decât se apropie de orice altceva. Așa, bine, e o discuție foarte, adică dacă se ia unul de noi acum și ne spune cum se apropie alcoolul de găsit. Du, zic așa, unde se duce, unde ajunge. Da, nu, adică nu-l compari, dar eram, chestia asta, habar nu aveam de ea. Habar nu aveam de ea. Credeam că există o sursă energetică din care provine și în care se poate metaboliza ulterior în corp. Și că poate fi cumva folosit ca și sursă energetică, deși... Este să zic că marea majoritate a tipurilor de alcool care vin, nu-ți vin în alcool etilic de 90%, îți vin în diverse combinații. Clar. Vei găsi glucoză în whisky. Ok, da. Vei găsi glucoză în bere, da? Deci el, o bucată din bere aia, repet, are 7% alcool doar, pe care tu contorizezi cum ți-am povestit ca grăsimile trans. Dar restul e drojdie, e malț băgat acolo, care de data asta hamei, și ăștia se pot duce în glicogen realistic vorbind. Da, ăștia sunt defalcați față de celelalte calorii care există din alcool. Adică alea sunt calorii suplimentare, care nu au treabă cu efectiv caloriile, kilocaloriile din alcool și atât. Corect. Mamă, ce chestie, mamă. Adică Catering. Faci bine, nu mai te mici cu ele, nu știu ce se întâmplă. Ok.
De asta alcoolul este ca principiul conduit. Deci, ca să vom pe românești, alcoolul e o toxină pentru ficatul nostru. Ok. Poate fi încadrat la alimente nesănătoase, corect? Împreună cu transfert. Biased as I am, 100% sunt perfect de acord. Da. Eu nu sunt de acord cu consumul general de alcool și este din nou o formă de crucificare în viața de zi cu zi, în momentul în care nu ești un consumator de alcool. Adică... De ce nu bei? De ce nu bei cu noi? Da, de ce? Adică este un fel de forțare socială și îndreptare în această direcție. Da, bine, asta e paradigma socială. Bineînțeles, nu intrăm în lucruri, că în același principiu poți fi crucificat și pentru faptul că mănânci orez cu pui în loc să stai la corporație să mănânci, să-ți iei un smoothie de la frufru sau un, nu știu, știi? Adică, na, basic community knowledge despre ce înseamnă sănătos și bun și... Se extinde pe toate părțile. Da, e shaming-ul, alcool, shaming-ul, toate sunt în același borș. Da, shaming-ul că cumva... Ești o mână discrepantă față de lumea din jurul. Cumva, nici nu vreau să zic diferit sau altfel, că sună prea așa, prea rebel, știi? Dar, da, cumva nu te încadrezi în niște norme neapărat social acceptate sau văzute bine din punct de vedere social. Dar a consuma zahăr în fiecare zi în cantități, nu vreau să zic optime, în cantități decente, nu poate fi nesănătos, având în vedere că... Nu! 15 grame de zahăr pe zi. 20 de grame de zahăr pe zi. Foarte importantă zona calorică și restul de bază, dar de principiu... Corect. Deci zahărul este o dezaharidă, se disociază în fructoză și glucoză, la fel cum se disociază și fructele și legumele și orezul și cartofii, la fel e și eclerul și savarinul, doar că steau și grăsesc, da. Dar nu poți să zici același lucru și despre alcool sau despre transfer. Nu. Aici vreau să ajung. Că aici face o mică mare diferență între... ce înseamnă cu adevărat nesănătos și ce cred unii că este neapărat nesănătos. Vrem să scoatem tot zahărul, ok. Vrem să scoatem toate alimentele procesate, ok. Dar ce înseamnă procesat? Ei, procesat, știi asta, din punctul meu de vedere, când cineva vine cu speța asta, eu îl încadrez tot așa la o formă ușoară de debut de ortorexie. Pentru că nu are informații suficiente, asta e realitatea. Este. Nu are informații suficiente ca să vină să spună de ce procesat este rău. Îl întreba ce înseamnă că e procesat. E făcut în fabrică. Și ne întoarcem la poveste chimicală. Hai mă, lasă-mă mai, că le regăsești peste tot chimicală. Corect. Faptul că tu nu știi să interpretezi o etichetă, I'm sorry, dar asta este profesia noastră, să interpretăm o etichetă de nutrițională și să spunem că fiecare din ele sunt absolut normale și le găsești în diverse cantități, și în mere, și în pere, și în prune, și în cartofi, și în etc. Da? Că te sperie pe tine că scrie nu știu ce tip de acid acolo și nu știi ce face, complet altceva. Păi să la un moment dat era mai doctor Iz. Whatever. Un tip foarte fain pe care îl urmăresc din puțini 10 pe planeta asta pe care îl urmăresc, în care începuse să povestească apa sub diverse forme, a denumit-o în diverse forme chimice și bineînțeles cu blaming-ul din spate, știi cum se face? Dacă găsiți substanța asta, face cancer, face aia, face aia, face... Și la fel a spune toate formele pe care am zis, o formă de a spune din punct de vedere chimic, apa. Apă, da. Deci vezi, când nu știi, dai cu presupusul. Cam asta este povestea. Că și la noi lucrurile procesate, de regulă, a fi procesat înseamnă a crește viața la rafta unui produs. Și atunci se folosesc diverse combinații, care, repet, sunt răs reglementate de niște foruri, care se ocupă de cantități și studii făcute pe cohorte, nu pe 30 de oameni, 40 de oameni, apropo de ce discutam de eritritol, ci sunt super meta-analize făcute pe fundal, foarte studiate, extraordinar în speță pe zona de laborator. Știu că o bună bucată din studiile astea sunt făcute pe șoareci, dar stupefiant, șoareci au un metabolism foarte asemănător cu cel uman, minus componenta psihică. Și acum știi, vine povestea de 15 grame de zahăr de mâncat pe zi, nu nicio tragedie. Dacă mănânci niște salam pe zi, crezi că ți se întâmplă ceva? Nu. Nu? Numai salam, la fiecare masă, toată viața ta, și aduni bugetul de grăsimi, nu mai poți să stai mat. Știi, e tipologia aia specifică, if it fits your buttons. Dacă mă iei să mă întreb pe mine la cor, așa, unde sunt eu ca și nutriționist, aici o să zic, bă, if it fits your buttons. Pentru că și în zona clinică, mare parte a clienților și pacienților, primele două săptămâni, e aceeași lucru. Da, asta e bună? Da, asta e bună? Da, toate sunt bune. If it fits your mouth.
Pentru că dacă eu îți spun, nu știu, 60 de grame de grăsime, 5 de grame de grăsime în deficit bugetul maximal, evident că n-ai spus bănuța la fiecare masă. Că trebuie să le pui în aplicație, te uiți și după aia, fucking shit, 140 de grame de grăsime numai din asta, știi? Ai pus o pereche de cartofi prăjiți, bă, 100 de grame, o tragedie, nu, ideal, definitiv nu. Dar poți să mănânci, poți să mănânci în fiecare zi. Dar după aia bugetul tău pe ziua respectivă e foarte limitat, da? Trebuie să te îndrepți înspre ceva cărniță sau ceva ouă, dar mai degresate, mai fără grăsime, mai etc. Carbohidrații mai ușurei și mai cu bun simț, pentru că încă 100 de grame de cartofi. Și după aia toată lumea lucrurile se reglează, by default, că începe, știi cum e, trial and error. Dai capul de perete, dai în spate, ai, poate nu e idee bună spun sala la fiecare masă. Hai să-mi structurez altfel designul meselor pe ziua următoare, știi? Dar bine, ei au niște macroși dați de tine. Dar dacă un om normal care habar n-are cum să-și pună macro și se uită și zice fit, fiți your macros și face el macro și încât să fiți mai macros. Hai seama că e foarte nasoală la povestea asta, pentru că sunt și foarte multe calculatoare. Numărul de calorii este eronat. În primul rând le calculează metabolismul bazal ca fiind eronat. Știi? Și în funcție de metabolismul lor bazal, ei cred că trebuie să mănânce X și Y. Și de acolo, cumva, cred eu că pleacă toată problema. Adică, da, e foarte ciudat, pentru că ai văzut și tu calculatoare. Presupun că ai lucrat și tu cu oameni cu obezitate. Da? Bine, cei cu obezitate sunt un exemplu foarte prost. Îți spun și de ce, că au hipermetabolism. Adică metabolismul lor deja e avion. Pentru că, da, procesează 7.000-8.000 pe zi. E obișnuit cu treaba asta. De la 7.000-8.000, dacă l-ai coborât la 5.000, deja e creat un deficit de 3.000, începe să se ducă. Adică tu consideri că metabolismul unui om obez nu se încetinește, ci accelerează? Ei, uite, vezi aici iar e o discuție. Da, metabolismul unui om obez este accelerat. Dar este accelerat, aici să discutăm despre rata metabolică bazală. Teoretic, e aceeași la toată lumea. Teoretic. Practic, un om care mănâncă 7.000 de kilocalorii are un TEF mult mai mare. Thermic effect of food. Pentru că mănâncă 7.000 de kilocalorii, o turmă de mâncare acolo. Și aia vine cu un efect termic uriaș la pachet, da? Și el va procesa cu siguranță în 7.000-8.000 de kilocalorii, el depune țesut adipos. Dar nu e nevoie pe el să-l aduci de acolo la 2.000 de kilocalorii. Îl iei, mai mocănește așa câte 1.000-1.500 coborâte, până îl aduci într-o zonă normală, în primul rând și psihonutrițional să nu creezi o discrepanță prea mare față de obiceiul vechi. Că e, după aia se duce în recidivă instant. Asta cam contrazice propaganda modernă care spune că tu dacă mănânci un anumit timp calorii în surplus, vei ajunge, să zicem mănânci 3000 de calorii, da? Și ai mâncat caloriile alea, ești deja în surplus, ajungi la o supra-saturație și cu aceleași 3000 de calorii pe care le mănânci, în loc să rămâi în mentenanță, adică la greutatea respectivă, metabolismul tău se va încetini și tu vei arde mai puțin și practic cu alea 3000 tu poți să te îngrași în continuare. Cum ți se pare afirmația asta? Da, e destul de bună afirmația într-o formă sau alta, știi? Adică ce vine și spune afirmația asta că dacă în 3000 ești în exces cu 1000, ca să zicem, da? Ok. Ai să te îngrași forever and ever and ever and ever and ever and ever. Dar nu e chiar așa, pentru că tu te îngrași până la punctul în care necesitatea gabaritului tău este de 3000 de kilocalorii. E tot adaptare metabolică, doar că e în reverse. Da? Trebuie să zicem că ai 80 de kg. Și mănânci 3000 de kilocalorii până ajungi la 100 de kg. Dar la 100 de kg, noua ta rată metabolică este de 3000 de kilocalorii. Și de la punctul ăla nu te mai îngrași. Că tu ești într-o zonă de mentenanță. Corect. Cu 20 de kg în plus, dar nu te mai mergi, da? Deci asta este adaptare metabolică la data. Da, nu poți să mănânci 3000 de kilograme și să rămâi la 80 de kilograme la care ai plecat. Vei crește în greutate exponențial până la un punct în care te oprești. Vrei să crești mai mult, te duci la 3500. Din nou o să mai urci încă 3-4 kg până când noua ta rată metabolică e 3500. Nu, nu. Ei, teoria spune că te îngrași as an endless. Nu. Na, that's no. Te îngrași as it endless pentru că depui, îți crește nivelul de estrogen în corp, depui prea multă grăsime viscerală și corporală și metabolismul tău cumva, fii atent. Deci, aportul tău zilnic e 3000, începi cu un metabolism bazal de 2800, tu surplus și pe măsură ce tu cu alea 3000 te duci mai departe, metabolismul bazal se restrânge și de la 2800 ajunge 2000, ajunge 1000, ajunge... Asta e ceea ce zic eu, că metabolismul bazal, el nu prea se restrânge. El rămâne cam pe acolo, eventual chiar
crește. Chiar crește. Numărul de kilograme pe care tu l-ai impus. Crește pentru că tu cu aceleași, tu cu alte kilograme va trebui să faci cumva aceleași mișcări, să te duci până la baie, să... După... Exact, și atunci musculatura ta este inerent mult mai ca și cum ai 20 de kg în spate non-stop pe care le car cu tine. Deci, da, după care apare aportul termic al alimentelor din cauza că se măresc timpii de digestie, deci metabolismul va trebui să ardă, corpul va trebui să ardă cumva mai multe calorii, în ghilimele, această sintagmă, ca tu să poți să procesezi toată mâncarea respectivă. Bine, vorbim de 10 de calorii probabil aici pe zi, știi? Da, dar probabil nu e o diferență foarte mare. Da, dar tot va crește. 30-35 de kilocalorii pe kilogram corp. Nicăieri nu specifică nicio literatură ce tip de kilogram corp. Da. De țesut conjunctiv, muscular, da, adipos, poate împreună, știi? Bă, asta este valoarea noastră. Corect. Și valoarea totală asta este. Da, mai se mai gâdilă și nitul, se mai gâdilă și multe, dar nitul e discutabil foarte mult. Cum se cheamă? Activitatea provenită din exerciții, iar e foarte discutabilă, pentru că aici adaptarea metabolică te mușcă pe restul zilei. Depinde unde ești. Dacă ești în deficit, te mușcă. Okay. Gen, dacă de exemplu na, ai IT-ul, îl ai undeva la na, 5% teoretic este trecut, da? Și hai să zicem că tu prin exerciții faci un antrenament forțos și cu enorm de multă baftă pârlești paste de calorii, foarte multă baftă. Așa, dar faci un antrenament. În restul zilei, dacă ești în deficit caloric în mod special, corpul tău se va adapta metabolic, da? Și va scădea foarte mult nitul. Lucruri pe care nu le realizez. Sunt o turmă de studii pe subiectul ăsta făcute în case cu camere de moțiune, de mișcare. Ce se întâmplă? Primul lucru care îți cade, îți cade acuitatea vizuală, acuitatea auditivă. Repet, deficit și ai o oră jumate în care ți-ai împins nivelul de ardere la maxim. Okay? Restul celor 22 de ore jumate câte au rămas din zi, îți cade acuitatea vizuală, acuitatea auditivă, fidgeting-ul, mișcările, gestica, mimica, datul din picioare. Totul devine latent. Inclusiv capacitatea ta decizională este afectată și aferentă bugetului de calorii cu care tu îl obișnuiești pe organism. Adică te întreb de două ori dacă te duci la baie sau nu, sau mai strânge leacă de pipi până te duci la baie. I can relate with that. Cred că toată lumea care a ținut deficit perioade de 2-3 luni de zile știi că obiceiul tău de deficit este complet diferit față de obiceiul tău normal. Inclusiv partea socială, inclusiv verbalizare, absolut totul este schimbat în deficit. Da? Și asta este genul ăla de adaptare. Nu te mai niști cum trebuie, nu te mai agiți, nu mai ai o viteză fantastică, nu mai e vai de capul tău când ești în deficit. Deci ăsta e un alt tip de adaptare metabolică. Dar rămâbâul e țapăn pe parcursul zilei. Aici îți afectează doar cu consumul din nit, pentru că o oră și jumătate, asta apropo de compensarea pe care o face foarte multă lume când începe un proces de deficit caloric și e primul lucru e să merg să stau pe bandă 10 ore pe zi, știi, să compensez. Minus faptul că face parte dintr-o tulburare alimentară numită bulimie, este un comportament bulimic, a compensa cu ceva o masă bogată sau o zi bogată, aparte de treaba asta care îi aduce niște probleme, overall, organismul se adaptează pe ziua respectivă. Ceea ce e foarte neplăcut, adică pentru că foarte multă lume se duce, face treaba asta și după aia are o viață de rahat pe românește. Și intră în depresie pentru că nu se mai mișcă, nu mai se duce în zona socială, are diverse interdicții și nu păstrează o calitate a vieții crescută doar pentru că o oră jumate o citit el că trebuie să fugărească banda aia sau să facă nu știu ce spinning și combinații cu greutăți și la ala și trage de el ca de nu știu ce. Și după aia, după ce stai 3 luni, că sunt mulți care când vin la, cum se cheamă, la mine, la cabinet cel puțin, e clar că nu e o intervenție de 2 luni și s-ar putea să fie o intervenție de un an. Păi facem un calcul imediat, uite, ce faci? Cât ai pe tine? Păi 150. Păi da, trebuie să coborăm la un 80-90, corect, ca să fii cât de cât la un IMC de supraponderalitate superior și să o numim mai sănătos decât ești în punctul ăsta. Da? Asta e ca abordarea la noi. Okay. Și după care începem, păi de la 150 la 90 și 60 de kg, da? Din care o să se mai usuce și masă musculară. Hai să spunem, să presupunem că 60 de kg de șuncă, care înseamnă mulțit cu 7700 de kilocalorii, o să-ți dea câteva sute de mii de speriat. Și alea sute de mii, tu le împarți la deficitul pe care tu îl creezi față de omul ăla. La 150, îți șase mai spus să creezi un deficit chiar și de 1000 de calorii fără durere de cap. Da? Cel puțin adaptat așa după vreo două luni de zile, ajungi la un deficit de 1000 de calorii. Și împarți alea sute de mii la 1000 de calorii pe zi deficit și o să-ți dea un număr de 100 de zile. 500 de zile. De deficit funcțional ca să cobori acea greutate. Și stupefiant, din experiență, man, bate poza cu mireasă. Deci calculul inițial, eu îl mătez la toată lumea,
Și peste un an și jumătate, calculăm pe jurnal să vedem care au fost numărul de zile în deficit, că mai are și un diet break, mai dai, mai vine un Crăciun, mai una, mai alta. Ăstea le scazi din povestea aia, pe acolo. Cu tot cu adaptare metabolică, cu tot cu schimbare de rată metabolică bazală, că oricum și când scazi caloriile, el când cade greutate, tu inerent cobori și pragul de calorii. Deci deficitul se mai restrânge pe parcursul timpului, mai ales când te apropii de final. Did I make any sense? Da, ai făcut destul de mult. Nu știu dacă, e foarte ușor de urmărit, chestia asta. Adică pentru mine ai făcut sens. Bolnav statistic, așa. Adică eu, în momentul în care vine vorba de statistică, sunt turbat. Imediat scot, pun să văd când, riciuri, etc., cum se transformă, în ce... În cabinet, care sunt procesele? Am găsit și niște praguri psihologice pe care am văzut că sunt întâlnite foarte frecvent. Am niște încadramente pe profile pe care le-am făcut și nu fac decât să verific treaba asta. Am trecut 10 ani să verific până scot și eu o lucrare pe subiect. Mai am una. Ce vrei să scoți? Sunt curios. Vreau să scot o lucrare statistică vis-a-vis de experiența mea clinică. Un soi de ghid clinic pentru nutriționiști care lucrează cu segmentul meu de piață. Adică, ca uite, ca să-ți dau un exemplu de praguri psihologice, sunt două praguri psihologice, una la 2 luni, una la 4 luni. Iar rata de recidivă după 6 luni de intervenție nutrițională este de sub 1%. Eu, vrei să spui că tu le vindeci, practic, și boala psihică de care suferă? O bună bucată din cazuri. Adică când spun o bună bucată din cazuri, acum cred că statistica mea e tot în jur de 90-91%. Așa aș putea să spun, de cazuri rezolvate din mare majoritate, dar trebuie să înțelegi că sunt foarte multe puncte în care eu spun time out, ai nevoie de psiholog, ai nevoie de psihoterapie sau ai nevoie de medicație psihiatrică, în speță într-un realitate. Deci sunt multe puncte în care încep să fac trimitere în stânga, în dreapta pentru suport de genul ăsta, pentru că este nevoie, mă depășește foarte, foarte des, nu am specializarea asta. Sunt un foarte bun profiler de zonă psihologică pentru că experiența mea de viață de dinainte m-a dus la punctul ăsta, dar sunt puncte în care eu nu știu să fac intervenții de ordin psihoterapeutic. Și atunci fac trimitere mai departe. Dacă văd că situația denaturează, complianța este redusă, să găsească problemele din spate și să dea o mână de ajutor și pe partea asta. Aici vreau să ajung cumva. Consider că există lucruri pe care nu le poți rezolva din punct de vedere nutrițional pentru că în spatele lor sunt niște trigări externi activați de, nu știu, zona financiară, viața socială, neîncrederea în sine, probleme psihologice legit care există. Da, da. Hai să încep. E dificil de explicat aici cumva. Hai să o luăm altfel. Da, îți spun pentru că am răspunsul. Da, există o psihopatologie unde aproape tot timpul am nevoie de suport psihologic și psihiatric, okay. Unde unul din 5 cazuri îl rezolv. Ceea ce unul din 5 e foarte proastă statistica pentru mine. Și aici discut despre tulburarea alimentară numită anorexia nervoasă. Este devastatoare, din punctul meu de vedere. Rata de mortalitate în cadrul acestei tulburări depășește cea la adicția de droguri. Și adicție de droguri grele, gen morfină, la asta mă refer. Există în România așa ceva? Nu, statistică de stat. Okay. Sorry, nu avem statistică. Da, da. Nu, mă refer la a te recreaționa prin morfină. Da, e adicție în statele mele. Bine, acum este... În state, da, mă refeream în România, adică, ok, înțeleg heroină în România, dar totuși morfină. În România, expertiza pe care eu am obținut-o prin lucru cu alcoolici. Mhm. Uh-huh. Este cea mai frecventă adicție de la noi și asta este ceea ce am studiat ca și comportament adictiv și sunt multe bucăți din zona asta de adicție care se oglindesc în zona de tulburare alimentară numită hiperfagie, care este foarte similar. Bine, crearea de stash-uri. Da? Stash-uri înseamnă îți pui sticle într-o parte ca alcool și le ții deoparte să nu le vadă nimeni, chiar dacă tu locuiești singur în casă, nu întreba, este o chestie specifică. În cazul celor care au adicție alimentară, își steșuiesc dulciurile sau își steșuiesc cârnații sau își pun de toate peste tot. Da, am făcut asta cu suc zero. Și am suc zero? Cumva, dar nu n-am gândit-o ca și cum l-am ascuns. Am gândit-o, cumva trebuie să cumpăr multe baxuri acum fără niciun motiv. Este o predispoziție. Este, da, nu, că am simțit-o, adică era, mi-a creat anumite bucurii și, nu știu,
Mi-a eliberat foarte multă dopamină când aveam zilnic aceeași rutină de a bea suc la o anumită oră. Gen, asta de curând, acum 2 luni, știi? Și cumpăram efectiv baxuri pe care le puneam în casă, pe unele le băgam în frigider, pe altele le băgam prin dulap și le țineam acolo și așteptam momentul ăla să ajung după sala acasă să beau suc sau să, nu știu, să iau pauză de la ceva și să beau. Și îmi crea o foarte mare bucurie chestia asta, deși era. Exact genul ăsta de comportament. Bine, Da. trebuie înțeles că toți avem comportamente de genul ăsta, adică este și partea asta psihologică numită hoarding în Statele Unite, de a aduna lucruri. Da. Știi? În zona alimentară poate fi o predispoziție spre adicții. Din ce mi-aduc aminte, ai avut și tu probleme cu greutatea. Deci ceva se restrânge și de acolo, niște bucățele. Adică îți rămân o viață întreagă cu tine, mai ai niște demoni care sălușie pe la noi prin căpușoară. Dar sunt stashuri, ți-am povestit despre profesoara de matematică. Știi că eu nu dau niciodată exemple, dar am câteva exemple în care am fost rugat de pacienții mei să le dau mai departe, că sunt foarte importante. Acum 2 podcasturi ai povestit, da. Acum, da, Pe exact. primul, pe Deci, primul, ăla da, este țin minte. comportament adictiv în mod principal. La anorexie e dezastru. Deci, am lucrat în 9 ani 15 cazuri, din care am rezolvat 4. Hai, e mai bine decât unul din 5, sunt 4 cazuri rezolvate. Din nefericire, două s-au terminat cu deces, la ani de zile după intervenția nutrițională. Din păcate, știi foarte bine că pe raportul de autopsie nu va scrie niciodată anorexia nervoasă, ci va scrie insuficiență cardiacă, Da, va insuficiență. scrie exact motivul pentru care a murit, nu ce a dus la motivul pentru care a Asta e murit. foarte, foarte neplăcut, pentru că în cazul tulburării este alimentare, ca și simptomatică, este schimbată complet imaginea de sine din hipotalamus. Deci, persoana respectivă care suferă de anorexie se vede diferit. Deci, în primul rând, știm că toate, marea majoritate sunt femei, îmi pare rău, nu e nicio formă de misoginism, este pură statistică. Marea majoritate sunt femei din nefericire, au suferit o traumă psihologică în care au fost acuzate că sunt grase la un anumit punct, care s-a cronicizat și au ajuns să schimbe imaginea de sine. Și deși sunt multe cazuri de 40 de kg, 38 de kg ude pe cântat, cu înălțime de 1,60, ca să dau ca și exemplu, în care ele cred că sunt grase în continuare, intră pe așa în lateral, înțelegi că li se pare că nu intră pe ușă și ocolesc mobilierul din cameră la o dimensiune la care ele consideră în capul lor că sunt. Deci atât de sever, așa o sesizez ca și simptomatic. De regulă este asociat și comportamentul bulimic, care se transformă și într-o aversiune față de mâncare, numai la vederea mâncării are senzația de reflux, de a da afară instant. Nu. Și acolo, într-adevăr, intervenția nutrițională este foarte dificilă pentru că trebuie corelată cu familia. Eu am preluat și multe literatură de la ACTA, am un ghid complet pentru familie. Toată lumea trebuie să citească din familie ghidul ăla. Adun toată familia într-o ședință, stăm de vorbă, pentru că sunt anumite comportamente care duc la enabling. Gen, ia și mănâncă. Adică este diametral opus pentru o persoană care suferă de anorexie ca și efect. Când încerci să obligi să mănânce, este diametral opus efectul față de. Trebuie încetişor să preia ea problema și să meargă mai departe cu ea și să înceapă să aibă o alimentație puțin mai bogată. Dar puse la dispoziție toate în casă, dar ea trebuia să ia deciziile astea. Plus, trebuie avut grijă, protejat, bineînțeles, de subiectul ăsta, pentru că cu cât se discută mai mult cu anorexic de problema anorexicului și este acuzat și blamat și etc., cu atât el se afundă mai tare în această psihopatologie. Deci Consider e că. o abordare clinică specială. Ok, consider că există, se poate întâmpla același lucru și invers, adică pentru oamenii obezi, supraponderali. Asta e fault la mine, că ceea ce urmează să spun o să fie foarte interpretat. Nu. Ok. I'm sorry. Adică dacă discutăm despre imaginea actuală care este promovată în media, eu sunt unul din puținii oameni și tu la fel, care ne putem permite să spunem că eu nu sunt de acord cu acest subiect de acceptare a obezității morbide ca și o imagine de sine decentă. Nu, no, it's not. Asta este mai mult o formă de învăluire a adevărului față de realitate, punctul meu de vedere. Adică Cum consider anorexia că. duce la deces, obezitatea duce la deces. Niciuna din ele nu este bună. Sunt în praguri opuse, dar este fix aceeași poveste. Dar nu am întâlnit la nimeni cu obezitate morbidă cineva care să accepte imaginea asta și să o susțină la nivelul la care un anorexic își susține imaginea. Este diferită imagine. Ok, și Adică atunci este cum. un obez, se vede slab, el Atunci. acceptă obezitatea lui. Atât. Ok, cu riscul de a Despre suna fetfobic, cum crezi atunci că se susține cumva, adică care crezi că e procesul psihologic din spatele unui om care, nu știu, continuă să rămână în forma aia? Spunând exterior că el acceptă și că I'm good with it, dar cumva
știi că it's not true. Adică aici cred că sunt underlying psychological problems, adică păi, discutăm despre niște traume preexistente cronicizate, despre niște zone de depresie, despre niște stări de anxietate care au dus la această abordare psihică pe care o manifestă ca un mijloc de protecție față de ceea ce se întâmplă pe fundal. Mai degrabă, asta este ceea ce văd eu realistic în cazuistică decât orice altceva. Adică persoana respectivă este la punctul la care nu vrea neapărat să abordeze problema respectivă și atunci o acceptă, într-o formă sau alta. Dar tot timpul este asociat cu o stare de depresie profundă, cu probabil stări de anxietate pe care noi nu le vedem niciodată. Tot timpul în spatele fiecarei probleme de genul ăsta există ceva, există o motivație foarte stabilă pe care de multe ori eu personal o aflu la 3 luni, 5 luni de intervenție nutrițională. Pentru că te apropii cu omul, stai de vorbă cu el săptămână de săptămână de săptămână și la un moment dat te iese demon. De ce? Pentru că când era mică s-a întâmplat asta, după care soțul a adoptat un comportament care. Da? Okay. Copiii au făcut asta, au dus la asta, s-a întâmplat asta. Traume mai neplăcute. Decesul cuiva din familie care a suferit de obezitate, s-a luptat cu diabetul, a pierdut asta și el face prea același comportament distructiv. Toți avem comportamente destructive față de noi și cauzalitatea lor există undeva în traumele din trecutul nostru. De aici și importanța intervenției unui psiholog, unui psihoterapeut, după caz inclusiv medicație psihiatrică care să dea o mânuță de ajutor pe subiect. Consider că lucrând cu ambele categorii de oameni în timp, ai reușit cumva să le schimbi și părerea lor sau anumite convingeri psihologice pe care le aveau ei despre, nu știu, viață, familie, chestii, etc. Adică consideri că, bottom line, rezolvând o problemă de aspect fizic și de sănătate generală, ai reușit cumva să oprești și alte lucruri din viață de natură psihologică? Am să-ți dau un exemplu foarte simpatic. Marea majoritate, în proporție de peste 80%, din doamnele până într-o vârstă de 60, marea majoritate a doamnelor care vin la mine și sunt singure, după o intervenție nutrițională care le schimbă estetica și imaginea de sine de un an și jumătate după, au intrat în cuplu ulterior. Ok. Spun peste 80%. Deci, clar, în viața lor s-a schimbat ceva de au ajuns la punctul la care au dorința de a intra, se simt ok cu ele să intre într-un cuplu. Există o corelație directă între stima de sine și lucrul exterior? Da, cred că e inversă. E lucrul exterior ceva creează stima de sine. Pentru că persoanele care vin la mine pe acest profil psihologic vin pentru sănătate, nu pentru estetică. Marea majoritate vin pentru că sunt speriate de diverși marker pe analize sau trimitere de la medic. Ok. Da? Și nu vin pentru că nimeni nu vine la mine cu 150 de kilograme pe principiile vreau să mă căsătoresc într-un an. Am categoria de femei divorțate sau bărbați divorțați care vin la mine pentru a reintra pe piață. Dar de regulă discutăm de 10 kg în plus, 15 kg în plus acolo, nu câteva zeci de kilograme. Da? Apropo de ți-am spus, bolnav de statistică, ți le dau pe toate. Dar în partea cealaltă vin pentru sănătate. Sănătatea se rezolvă prin reducerea greutății, în speța adipozității. Imaginea estetică este din ce în ce mai bună. Imaginea estetică duce la o imagine de sine din ce în ce mai bună și la o stimă de sine. Din ce în ce absolut mai mare. Tot comportamentul social și psihologic se schimbă diametral opus. Ani de zile vorbești diferit cu o persoană, din persoane care sunt introvertite, temătoare, foarte puțin sociale, au devenit super extrovertite, super liniștite la conversa, la discuta. Deci intervențiile nutriționale care coboară greutatea sunt absolută magie. Ok, din punctul ăsta de vedere, să zicem că sunt persoane și am întâlnit și eu de-a lungul timpului persoane care sunt cumva introvertite, au o stimă de sine foarte, foarte scăzută. Dacă sunt persoane care am întâlnit și eu de-a lungul timpului, au o stimă de sine scăzută, au un caracter cumva introvertit, au și un look exterior care să zicem că nu este wow, da? Dar nu fac nimic în privința asta, adică nu le provoacă o plăcere neapărat să se antreneze sau să mănânce neapărat sănătos, dar știu că ar trebui cumva să-și rezolve problema asta. Deep inside, pentru că sunt lucruri care
care le scapă și fac să fie relevantă chestia asta și să zici, ah, ok, there is a problem. Ce le-ai recomanda? Adică, fără să-i trimiți să zici, du-te la un du-te la un antrenor, du-te la un nutriționist, du-te la X, du-te la Y. Care ar fi, nu știu, un... E, știi cum e pe principiul Ciprian? Până nu te lovești cu capul de tavan sau ce? Până nu te lovești cu capul de tavan, nu înțelegi sau ce? Și asta este o problemă de foarte multe ori. Deci ai nevoie de acel rock bottom de care să te lovești cu fundul, care să te sperie suficient și să faci o schimbare. Pentru că sunt foarte mulți care se prind, intră în cada asta și stau scăldați acolo ani, zeci de ani, de multe ori până este prea târziu. O realitate cum o văd eu, că am văzut ambele părți, și una și cealaltă, dar niciodată cât am fost gras, n-am avut senzația despre mine că arăt bine, că mă simt bine sau că nu vreau să slăbesc. Doamne ferește. Dar era asociată cu o stare de depresie generală și probabil diagnosticabilă și cu medicație la punctul respectiv dacă aș fi fost la specialist. Dar pe scurt, avem o singură viață. O fi, după, nu știm. Asta este o realitate. Da? Dar avem o singură viață. Calitatea ei este extraordinar de importantă. Și de aici vine întrebarea. Nu ți-ai dorit să petreci această viață cât mai activ, cât mai fain, cât mai în călătorii, cât mai în relații sociale? Dar cel mai important, persoana cu care te culci în fiecare seară să fie mulțumită de tine, că te culci în fiecare seară cu propriul tău eu. E singura persoană constantă din viața ta. Tu. Știi? Și tu trebuie să te simți bine cu tine. Și ăsta e procesul prin care mai mult sau mai puțin trebuie să treci. Și eu l-am amânat ani până când m-am apucat efectiv să fac ceva și sunt foarte mulți care fac treaba asta. Și recunosc că în partea asta cu îmi accept imaginea, eu mă uit la indicele de masă corporală. Dacă îți accepti imaginea până într-un indice de masă corporală 29 și spectrul tău de analiză este curat, I'm gonna go with ok. Da? Dar dacă este peste 29 IMC-ul și ai început să calci în obezitate din supraponderalitate, not ok anymore. Că de acolo it's a slippery slope to death. Ok. Așa văd eu treaba. Realitate. Okay. Acum, ca să facem recomandări generale la niște oameni, este foarte complicat. Pentru că toți știm în adâncul nostru că vrem mai mult. Da? Inclusiv de al de tu sau de al de eu vrem mai mult. Chiar dacă poate aspectul este uman la mine și super mega decent la tine. Dar vrei mai mult. De ce? Că te văd ce faci în fiecare zi. Știi? Și asta înseamnă că vrei mai mult. Și pe de altă parte, dacă discutăm despre scopuri în viață, îmbunătățirea stării de sănătate, îmbunătățirea stării estetice, inerent a stării tale psihologice generale, n-ar trebui să fie o prioritate față de orice altceva? Aici voiam să ajung. Te-ai simțit cumva, din punct de vedere psihologic, altfel în momentul în care ai început să te antrenezi? Nu neapărat cu greutăți, orice fel, să practici orice fel de activitate fizică. Am un background ciudat. Adică până la 28 de ani, când am avut nesimțirea de îngrășare, am practicat arte marțială. Mi-ai spus. După aia am avut pauza de 3 ani și după aia am apucat de fitness. Deci n-am avut o pauză. Pauza mea a fost depresia, vale la 140, okay. Și după aia coborârea de la 140. Okay. Evident că te simți de un miliard de ori mai bine în momentul în care te-ai apucat de ceva. Evident că, cel puțin acasă, pe ce vezi în spate, panara asta improvizată de la mine, care e la maică mea în sufragerie, unde aici am făcut consultații. Și măcar nu e la mine acasă aici. Ok. Da? Deci asta e la maica mea în sufragerie. Treaba asta eu o fac de vreo 12 ani. Vreo 6 ani nu s-a întâmplat nimic, dar vreo 6-7 ani, când am început să am și o umbră de nume, așa mai știa unul altul de mine, am mai fost invitat la o sală, la o haină, la un antrenament de un bodybuilder. Am fost demențial de încântat de mine, de faptul că pot să împing și eu la un bench press atâta, pot să fac și eu 15 tracțiuni fără să dau o beșână, înțelegi? Adică chestii de genul ăsta, să nu-ți mai spun momentul de glorie pe care l-am avut în viața mea după ce am avut 140 și am coborât greutatea, a fost când am pus picior peste picior, Ciprian. Mm-hmm. Știi, vedem, da. Acest lucru, da. La 140, it cannot be done. Deci fii atent, aveam 120 și tot ce puteam să fac, stai așa că o să vadă oamenii pe cameră, dar tu nu o să vezi neapărat, era okay. Să pot să pun piciorul așa, gen. Maxim. Așa, da, într-o parte, da. Ceva de genul, poți să-ți pui talpa pe genunchi. Asta era maximul de făcut, da. Ăla era maximul de făcut la greutatea aia. Îți dai seama că nu mi s-a părut o bucurie să poți să țin picior peste picior, că nu o vedeam ca pe, nu știu,
ca pe un lucru pe care îl fac zilnic și mă împlinește, dar nu știu, să pot să fac o flotare, o tracțiune, nu știu, chestii funcționale mai mult, știi? Bine, și asta e o chestie funcțională, total, să poți să pui picior peste picior, dar da, da. E, știi, sună foarte derogativ apropo de, domnule, împing atâta, fac atâta, trag atâta, dar să pui peste picior este, bă, picior peste picior este pură magie. Deci când am făcut asta la un eveniment social, am pierdut contactul cu realitatea 20 de minute. Deci la mine eram off. Eram doar un rânge din ăla tâmp pe față, mai n-am mai făcut treaba asta de 3-4 ani de zi. Da. Da, da, da. Deci lucruri simple din viață care devine extraordinar de importante și de aici e și problema la foarte multă lume care se bate cu obezitatea. Problemele interne sunt altele. Dar am să fac acum un citat complet neștiințific față de toată discuția pe care am purtat-o astăzi și am să-l citez pe Captain Jack Sparrow din Pirații din Caraibe. Problema nu este problema. Problema este atitudinea față de problemă. Și okay. La asta se rezumă. Ok, da, da. Știi? Adică da. E un citat foarte bun pe care îl folosesc horror de frecvent, îngrijorător de frecvent chiar. Așa, dar este un citat foarte bun. Pentru că multă lume are alte probleme decât obezitate. Noi ne uităm din exterior și vedem că problema lui este excesul de țes adipos. Oricum, este bias de profesiile noastre. Dar asta este ceea ce vede marea majoritate a lumii. Dar problema lui nu este obezitate. Problema lui este raportarea la sine. Și aia este alt proces. La mine ajung oamenii care deja tratează problema ca pe problemă. De asta am și rata de succes pe care o am. Pentru că multă lume, vai, dar tu rezolvi chiar 96%. Da, pentru că oamenii care vin la mine deja în capul lor și au rezolvat cea mai importantă problemă. Noi suntem încă în epidemie de obezitate pe planetă. Deci marea majoritate lor nu și-au rezolvat propria lor problemă ca să înceapă acest proces. Păi da, pe simplu fapt că au ajuns la tine e faptul că au realizat că au o problemă. Sau când ajungi în punctul de a lua o decizie, practic atunci realizezi că bă, there is an issue, știi? Și zici, ok, e o problemă, care este soluția? Păi hai să vedem. De acolo e o decizie, dar trebuie să ajungi cumva să realizezi chestia aia. Bine. Dar știi cum e? E principiul priorităților. Dar tu vorbești de oameni maturi, adică tu vorbești de oameni cu cumva ajungi la o maturitate intelectuală puțin mai... Tot timpul voi discuta de segmentul meu de piață cu care vorbesc, că acolo e statistica. Stai niște că nici eu nu lucrez cu copii, adică oamenii cu care lucrez sunt majori, dar raportat, uite, de exemplu la mine, care am fost obez, eu n-am luat decizia. N-am văzut decizia așa, eram doar nemulțumit că mi se face bully. Cumva am schimbat toate chestia asta dintr-o prismă socială, a modului în care sunt eu văzut. Nu că mă simțeam eu neapărat, nu pot să zic că mă simțeam bine, îți dai seama, dar nici nu urmăream chestiile astea. Adică bucurile mele erau să mă joc, să fumez și să mănânc napolitane, știi? Adică... Bine, eram major când aveam 19 ani când m-am apucat de fitness, știi? Dar, na, până atunci cam aia era viața. Și odată cu înaintarea în viață, vezi că, na, apar și anumite alte responsabilități, alte lucruri de făcut. Nu mai poți să te joci la 25 de ani, știi? Bine, da, poți, dar nu mai poți să menții același stil de viață, că, virgulă, apar și alte lucruri cumva mai importante pe care... Le vezi de natură. Trebuie să le faci. Cu cât faci schimbările astea mai greu în viață, la 25, 30, 35, 40 de ani, și obezitatea asta cu care tu o suporți 15-20 de ani, realitatea este că te obișnuiești cu ea. Și prioritățile tale încep să se schimbe, după cum vezi și tu. Adică prioritatea ta este să aibă copilul de mâncare, prioritatea ta este să nu te cerți cu bărbatul sau cu soția, să nu te cerți cu șeful. Nu mai este imaginea ta de sine. Intri într-un cerc vicios al vieții în care esteticul tău se pune pe ultimul loc. Din păcate, esteticul este direct proporțional cu sănătatea. I'm sorry. Realitate. Este, da. Este. Da. În cazul ăsta, în acest caz, în mod expres, esteticul este direct proporțional cu sănătatea, cu starea de sănătate și corelarea asta este din ce în ce mai puternică odată cu vârsta. Ca să nu înțeleagă lumea greșit, același lucru e valabil și în momentul în care ai 120 de kg de masă musculară, jacked as fuck, adică... Unfortunately, da, uite, vezi, ăsta este un punct foarte drăguț atins, pentru că întâlnesc foarte multă lume
care îmi spune când discut despre indicele de masă corporală că el are nu știu cât la sută procent de body fat, gen 10%, 12%. It's not Dar vezi tu că tu ai niște inimă în tine și niște organe care oricât le-ai crește sintetic și exogen, ele sunt obișnuite design genetic, nu pentru 100 de kg de masă musculară. Și o să tot crească până la un moment dat când se dilată prea tare. O să dilate ventriculul ăla care tot timpul se strică în lumea bodybuilding-ului și o să se întâmple anumite insuficiențe care vor duce la anumite probleme. Da. Dar, după cum vezi și în domeniul de bodybuilding, marea majoritate a bodybuilderilor profesioniști de ordine Mr. Olympia, de la anumită vârstă fac downsizing. Da? Adică își coboară masa musculară în puncte mai sănătoase, mai decente. Știi care e faza acolo? Că mi se pare o... Fac downsizing, dar tot așa psihologic, pentru că nu mai pot să progreseze la un... Există un punct în care... Și pentru cât de imensi sunt ei, o să fie, bă, nu mai am unde să mă duc. Cu dozele astea ar trebui să... aș muri foarte curând dacă aș continua să mă tot duc în sus. Și atunci o să existe resign-ul, adică o să zici, ok, nu mai fac chestia asta. Menții masa aia musculară. Corect, nu mai are absolut niciun sens să ai aceleași doze, nu mai are absolut niciun sens să ai aceeași dietă, nu mai are absolut niciun sens să mănânci 400-500 de grame de proteină pe zi și așa mai departe. Și automat corpul o să downsize itself, știi? Și după aia starea, adică dacă discutăm despre longevitate, se rămâne în continuare, pentru că hai să fim serioși. O bună bucată din bodybuilderi care au făcut downsizing și au fost atenți la starea lor de sănătate, they're very much fine. Da, uite, era un bias de ăsta pe net că steroids don't kill you și că majoritatea Mr. Olympia sunt alive, dar nu ne raportăm la Mr. Olympia că au murit toți la vârsta medie de deces, era 80 și ceva, știi? Pe ultimii, nu mai știu, că 30 de ani. O chestie de genul ăsta. Nu, 40 de ani. Ultimii, nu. Bine, și dozajele sunt crescute exponențial, că acum 30 de ani erau alte dozaje pe Mr. Olympia și acum sunt complet alte lucruri și alte compounduri noi despre care avem și mai puține. Da, asta odată, dar s-a schimbat foarte, foarte mult criteriul de jurizare și cât de mari s-au făcut ei în genere, adică de la Arnold în 70 până astăzi, în 2023, e greutatea de scenă este cu 30-40 de kilograme mai mare. Adică, hai, nu 40, dar până în 30 sigur este. Adică e uriaș, adică și toți, adică tot line-up-ul s-a adaptat. Nu e că doar ăla care a câștigat are 135 de kg și restul se învârpă la 100. Nu, nu. Toată lumea e pe acolo. Toată lumea e pe acolo. Adică sunt unii care nici n-ajung în primii 16 și au aceeași greutate ca ăla care a câștigat chiar mai mult, doar că arată mult mai prost, știi? Dar ca să nu înțeleagă lumea greșit chestia asta, faptul că ai 100 de kg de masă musculară pe tine, 100 de kg e enorm. Băi, și dacă ai 70-80... Da. Vrei să calculăm masă? Bine, masă musculară e mai complicat. E mai complicat de calculat masă musculară, dar cred că 80 de, cred că 70-80 de kg de masă musculară este absolut enorm. Este fucking enorm. Având în vedere că mai e și țesut scheletal și, da, mă rog, nu țesut. Reconstructive și restul deja este fantastic. Exact. Plus organe. Este incalculabil, discutăm de 4%, 5%, presupun că asta este valoarea de scenă. Da. Da. Plus că masa miofibrilară nu e atât de mare pe cât este aportul de glicogen în mușchi, care se întâmplă în momentul ăla, știi? Având un volum... Da. E vorba despre acea hipertrofie sarcoplasmatică. Sarcoplasmatică, exact. Toată lumea pe vis-a-vis de creștere, scădere și în deficit, vai, am pierdut toată masa musculară. Nu, n-ai glicogen, potolește. Exact. Mâncă dacă vrei două zile, trei zile la rând și ai miofibrilar la aceleași valori. Miofibrilar nu pierzi mare lucru dacă ții proteina unde trebuie și exact. Te mai împiedici de gantere din când în când. Exact. Exact, exact. N-arăți ideal în deficit, dar faci deficitul ca menteranță să arăți bine. Există și un punct în deficit unde trebuie să fii flat ca după aia să poți să ai cum să te încarci și în momentul în care te încarci să nu reții foarte mult sub subcutaneous water, știi?
Adică... Da, bine, aici e structura carbohidraților, structura exact. Mineralelor pe care le folosești. Asta trebuie să ai. Deja aici este o chestie de finesse. Aici păi, da, sunt mulți oameni care zic după 2 săptămâni de deficit, frate, flat, știi? Adică ți se întâmplă. Nu știu cât... Acum ești nervos pe mine și trebuie să-mi repet eu ca nutriționist. Știi, stăm pe bancă, eu nutriționistul și eu care, bă, ești în deficit. Ai răbdare, e 2 luni de deficit de acum. Nu mai se vede nimic activ. Zi mersi că treci strada. Exact. Stai cu mix acolo până când se termină procesul, știi? Exact. Da, e foarte drăguță partea asta, într-adevăr. Da, bodybuilding-ul este o lume specială, trebuie să recunosc, foarte frumoasă din multe perspective, dar și în bodybuilding ne întâlnăm cu așa de multe tulburări alimentare. N-ai idee câte în speță domnișoare am lucrat sau au ajuns la mine pe partea psihologică cu body dysmorphia și probleme severe post-parte competițională, când au ajuns, exact cum spui tu, la anumite vârste la care zona competițională nu mai prezintă un interes major. Însă latura fiziologică a creat anumite discrepanțe care se duc în comportament bulimic, se duc în comportamentul din anorexie. Și aici intervenția mea, știi cum e? Eu nu pot să fac nicio intervenție nutrițională. Eu știu nutriția la fel de bine ca și mine. Pentru că știu exact raporturile de macro, cum au ajuns acolo, etc. Da? Dar aici e doar intervenție psihologică. Da. La o vorbă 12, la a treia trebuie să te duci la cineva care știe partea asta mai mult. Că eu ce să-ți spun pe macro? Că putem să facem reverse diet, când vezi că de acum au început să se dea lumea cu reverse diet-ul, că nu mai este atât de grozav. De fapt nu face nicio brânză, eu păstrez în practica mea clinică pe partea psihologică, în mod expres. Dar ce e așa mare? Ce e mare rocket science reverse diet-ul? Dar nu e vorba de rocket science, e vorba despre faptul că conform ultimilor, și am să-ți trimit de data asta, sper să-mi aduc aminte să o fac, dacă ai ajuns în deficit maximal, dacă din deficit maximal urci direct în caloriile de mentenanță sau faci reverse diet, long story short, it's the same shit. Dacă urci direct în caloriile de mentenanță, ai să ai un water spill ciudat, într-adevăr, dar care oricum se reglează ulterior, sau poți să faci o intervenție cu niște taurină, cu niște electroliți specific, crește alea că potasiul, taurina astea ajută la reglarea aldosteronului și inerent a pompei de electroliți și rezolvi treaba puțin tel mai repede, sau faci reverse diet, urci treptat și tot acolo ajungi în același timp. Păi din punct de vedere psihologic faci reverse diet, că nu vrei să urci direct în calorii de mentenanță, să te uiți după aia la tine. Hai că nu știi cu electroliții cum să-i manipulezi, cu potasiu, zinc, magneziu și să zicem taurină. Știi? Nu faci reverse diet, te sperii că... Ăla e! Aia e! Păi... Ai avut deficit 1200 și urci la mentenanță 2800. Păi ai mâncat 2800 o zi, nu se întâmplă nimic. Te umpli, ești full, e tot ok. Ai mâncat a doua zi, bam, spillover și te întrebi de ce? Și atunci ce faci? Știi care e primul instinct? Că am pățit chestia asta. Primul instinct este să te duci din nou la 1200. E primul lucru pe care îl face toată. Primul lucru că te uiți la tine în oglindă și zici, bă, ce căcat am făcut? Go back. Deși ai putea să mai stai într-adevăr cum zici tu, dar n-ai putea să funcționezi aici bine, pentru că te tot uiți la tine, ai fost obișnuit 3-4 luni să arăți într-un anumit fel și brusc ți s-a stricat modul în care arăți cu, nu știu, 10-20% și contează foarte mult în momentul în care ești fucking peeled, nu știu, un kil de apă, știi? Mergi 4 zile mai târziu, te exact. Fat flap, știi? Da. Deci te calcă pe nervi. Da, da, aici, într-adevăr, te vezi, aici vine și experiența noastră că am trecut prin astea și știm să explicăm la oamenii care lucrăm povestea asta ca să nu se sperie. Da. Dar tot reverse diet-ul este ideal. Da, clar, reverse diet-ul. Mereu, ai timp să te adaptezi, plus nu știu cât de fel. Depinde de marea majoritate, nu știu cât reușești tu să stai când cobori caloriile în deficit. Dar eu după 2 luni să turc ca de mere pădurețe. Mai mult merg pe sprinturi anuale decât merg pe înainte. Păi, felul de deficit. Nu, mai am bătrân. Mai folosesc niște tricuri, într-adevăr, dar acum mă simt cumva mai bine în deficit folosind niște tricuri decât înainte când nu foloseam nimic și eram mad, adică îmi strica psihologia atât de mult încât... Sunt deva convins că tricurile astea fac diferență. Păi, fac... Adică... Nu folosesc, nu e mare trick, folosesc niște fat burnere care nu sunt chiar naturale și mă mai ajut de ele cumva, dar nu ca și efect de fat burn, ci ca și pe efect pe care l-au asupra, uite de exemplu efedrina, îți taie pofta de mâncare foarte tare, complet, știi?
Și Este și medicația pentru astmatici. clenbuterolul, da, într-adevăr, dar clenbuterolul vine și cu niște side effects foarte nașpa. La efedrină n-ai asta, dar ai dependența foarte mare ulterior de modul în care te scoate din mood. Te trezești, ești varză, dar nu vreau să zic chestia asta pentru că sigur o să fie cineva care zice, a, gata. Gata, 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 asta este... Nu, mai ales că rulez foarte puțin, 4 săptămâni pe an, adică ultimele când efectiv nu mai poate corpul și cu toate procesele am ajuns în punctul ăla și un lucru pe care l-am învățat de la un băiat de pe net, de la Victor Black îl cheamă, a zis așa, dacă ai nevoie de... modelul domnului Victor. Da? Da. Da, sunt mare fan Victor Black. L-am invitat... Ca și paranteză neștiută, activez și în prezent la o clinică de substituție din Statele Unite pe partea de nutriție. Așa, Nice. ceva vrând nevrând, am intrat tangențial și lumea asta nu mi-e străină deloc. Nice. Da, Iar Victor. știi că sunt folosite în practica clinică, adică mă refer în încărcările progresive, substanțe progresive, niciodată claie peste grămadă, totdeauna Exact. 2 luni după care Exact. stăm, mai adăugăm ceva, vedem ce se întâmplă. Exact genul ăsta de abordare și multe sunt plecate, că e de mult omul ăsta. Da. În ciuda faptului că e foarte hateful așa pe Insta și tot ce face e să dea în alții, cumva el vrea doar ce e al lui. Da, nu sunt de acord. Adică e puțin cam toxic din punctul ăsta de vedere, dar efectiv ce zice nu găsești nicăieri. Adică chiar... Și asta e adevărat și la un moment dat toți ne... Eu cel puțin m-am confruntat cu treaba asta de multe ori, adică copycat-ul, știi? Da. Copycat-ul mi-am format psihicul de așa natură încât să vin și să spun de fiecare dată că este cea mai frumoasă formă de flatare. Dar nu tot timpul spică bine, dacă mă înțelegi ce vreau zic. Da. Și mi imaginez că și el, fiindcă a început această poveste atât de mult timp și a creat acele black models ale lui, Da. în momentul în care sunt furate și republicate, rebranduite sub alte nume, Și nici măcar luate pe membership. Mă rog, nu intrăm în discuția asta. Ce a zis Victor Black era în felul următor. Dacă tu vreodată, ca și sportiv, în momentul în care începi un deficit, nu poți să-l faci sau să ajungi cu el până aproape de final fără niciun fel de PEDs, tu nu știi absolut nimic din ceea ce ar trebui să faci. Dacă, sunt, pentru că sunt foarte mulți oameni care în continuare zic, vreau și eu, zi și mie ce ar trebui să iau ca să slăbesc, zi ce ar trebui. Nu, nu, men. Deficitul este deficit, punct, punct. Că anumite substanțe îți cresc într-o oarecare măsură rata metabolică prin faptul că ai muscle protein synthesis mai des și că poți tu să depui mai mult efort având un sistem care se regenerează mult mai repede, asta e altceva. Dar dacă tu începi un lucru de genul deficit, iar tu ai nevoie neapărat de un performance enhancement drug ca să-l duci până la capăt, ești zero barat. Ești absolut zero barat. Nu știi absolut nimic din ceea ce faci. De-aia zic, am folosit că chestiile astea per ultimele ca și ultimă, nu știu, habar n-am, Ultimul ultimul trend care ți-l adjustment. Ultimul adjustment ca să nu devin cumva ultimul om pentru băilalți care sunt pe lângă mine, știi? Și ca să pot eu să mă duc cât de cât întreg la cap undeva. Dar nu pot să zic, cunosc oameni care, uite, de exemplu, nu pot să trăiască fără 1 miligram de efedrină pe zi. Which is fucking gălat. Un mililitru, Da, pardon, nu 1 miligram. ai dreptate că și raportarea socială e foarte... Eu și în ziua de astăzi, când intru în deficit, mă duc și îmi anunț familia. Adică port o discuție mai simpatică în care facem comandă de pizza și urmează 2 luni de deficit, în care se vor întâmpla ca toate celelalte deficite. Am să fiu mai nervos, mai iritat, mai la, mai evită să mănânc Nutella chiar în fața mea și de asta, știi? Adică îmi cer voie, am creat niște guideline-uri de casă de așa natură încât să-mi fie ușor, mai ales pe ultima perioadă când o țin, pentru că cei din jurul nostru sunt afectați de ceea ce facem. Da, uite, nu neapărat cei din jurul nostru, că să zicem că ești mai solitar. Eu, uite, eu nu mă duc pe la familie foarte des sau când mă duc la ei, deși stăm la câteva străzi, mă duc, îi salut, nu, adică nu poate să mănânce mici lângă mine la masă, there is no fucking issue. Dar în terms of social media, adică dacă fac un live și zice cineva, zici și mie un exercițiu pentru lățire spate, efectiv am rage pe loc. Dar e normal că ești întins la maxim. Știi? Dacă Adică efectiv... ești mult mai agresiv, ești mult Da, mai... Ești în da. deficit. Toată lumea tratează deficitul caloric foarte derogativ. Am impresia, a, sunt deficit, nu e nicio problemă. Nu, nu ești bine în deficit. Dacă tu crezi că ești bine, nu ești bine. Aspectul celorlalți din jurul tău îți spun că nu ești bine. Adică în mentenanță n-am rău de aici. Niciodată.
Da? Ca să, în deficit, Dumnezeule mare, deci am noroc că merg tot timpul cu doamna lângă mine care ți-a zis că e psihologul meu la același timp. Stai cu mine, stai cu mine. Și o să fie la gura mea Dumnezeu cu mine. Da. Dar mă întrebam să-ți un calm imperturbabil, ascult Vivaldi, adică e o nebunie ce e mașină. În rest, îți doar insistă, mă vă dau și porci, două de deficit. Și arată un deficit realist. Da, bine, fără să îndemnăm la o parte foarte agresivă psihologic, dar da, spre final, adică spre deficitul ăla, că na, într-un deficit de 2-300 de calorii la început, o lună, două, ești ok, dar... De început e timid. Știi? Nu vorbim de orice fel de deficit, vorbim de finalul deficitului unde efectiv, bă, ai stat acolo 2-3 luni în deficitul ăla și nu mai poți. Hai, 3-4 să zicem, maxim. Uite ce mai mult am stat 6. La finalul de alea 6, adică deja din luna 4-5 spre a 6 era jale. Și nu știam să-l fac pe vremea aia și am avut același deficit de la început la final. Adică 6 luni am mâncat între 1800 și 1200 de calorii. Ca să înțelegi. Ca să... Păi bun și asta. Cu 4 ore de cardio pe zi. Asta e cum vorba. Pentru că ăsta era jobul meu la, în momentul ăla, eram antrenor. A, dar e altă... Așa când făceai în speeding class. Da, exact. Aici nu prea se pune, dar e oricum. 1200 cu clasa de spinning e complicată poveste, ca să fiu sincer. Următorul an, puțin mai sus, 1800-2000, să zicem, cu 3 ore de cardio acasă pe zi, fără... Ulterior, cât treci prin viață, ce vreau să zic este că pe măsură ce trial mai mult, error mai mult, mai mult knowledge la final. Asta vreau să zic. Încearcă. Dacă anul ăsta ai pus 10 kg pe tine, ai slăbit, ai rămas cu 1 kg, da? Ai slăbit 9, ai rămas cu 1 kg. La anul, pune tot 10 kg pe tine, slăbește și rămâi cu 1 kg. Ai luat 2 kg în 2 ani. Bă, it's a fucking progress. Poate în al treilea an o să realizezi cum din 10 kg pe care le pui, poți să rămâi cu 3 și să nu mai pui 10 kg în 2 luni. Să pui 10 kg în 6, în 8, în 10 luni. Și deja e o mare diferență. Și deja e o mare diferență. Trial mai mult, error mai mult, o să ai la final mai mult knowledge. Nu e, nu știu dacă e dovedit de vreun studiu, dar e fucking common sense până la urmă urmei, știi? Ei, realitatea este și în practica noastră. Noi învățăm pe ăștia pe care îi ajutăm, clienții și pacienții noștri, îi învățăm să-și aprecieze propriul lor metabolism și le punem niște reguli de stat. Că metabolismul meu de acum e doar a meu, de acum. Eu n-aplic nimic din ceea ce învăț de pe mine, că e bază ceea ce se întâmplă la mine, comparativ cu zona clinică. 100%. Eu învăț pe el să studieze parametrii, cât a scăzut, cum a scăzut, 100%. Cum a scăzut, cum a scăzut, măsurătorile, care e raportul de masă adipoasă cu masă musculară așa la 2 clipări și 2 cm puși, e mai bine, e mai rău de la un an la an și ajustează take your time, că nu e cazul meu ce obțin, nu te suie nimeni pe scenă, take your time, mai răbdare, fă mai puțin, adaugă-le, etc. Deci, e, în fost la învățăm să-și studieze propriul lor metabolism și să se raporteze la propriul lor metabolism, că lucrurile sunt foarte diferite. Exact. Tu predai... Apropo de lucru care îmi spuneai și tu, îmi spuneai că ești în mentenanță pe la 2000 de kilocalorii, apropo de discuții vis-a-vis de calculatoarele online. Doamne Dumnezeu, dacă mai pun calculator online, eu fac 140 de kg în 8 luni instant. Sincer, da. Sau invers, că îți dă mentenanța mai jos. Rar poate să-ți dea. Adică rar se întâmplă să-ți nimerească bine mentenanța. Da. Dar ce vreau să zic e că, ca și Black Models, tu predai niște reguli de bază ale unui lucru pe care tu îl susții. Și din regulile aia de bază, oamenii pot merge mai departe să-și dezvolte alte reguli subiective raportate la corpul lor, la activitatea lor, la timpul lor, disponibilitatea lor de a face X și Y. Ce nu trebuie să dai vreodată sunt anecdotele personale. Cum te antrenezi? Care e splitul tău? Ce mănânci? De ce mănânc? Deci eu nu suport pe aia care încep să explice de ce mănânc, de ce nu mănânc eu grăsimi post-workout, că se absorbe mai greu, se absorbe mai greu mâncarea. Și ce? Fereastra metabolică ține 5-6 ore. What's the fucking problem? Că se digeră mai greu masa aia. Și prioritatea fiecare ar trebui să fie sustenabilitatea. Sustenabilitatea, exact. Adică sunt niște stromen arguments de astea, arunci un exemplu în față și zici eu nu fac sau eu fac pentru că. Nu! Poți să explici situația din punct de vedere obiectiv și să lași totul la interpretarea individului care se uită la tine. Știi? Așa trebuie pusă problema tot timpul. Deci asta este părerea mea științifică.
Asta este recomandarea mea, dar acum you do you pe principiile, hai să vedem cum te simți tu bine, hai să vedem ce e sustenabil, da. Că de la numărul exact. De mese până la raportul de macronutrienți ai o lungă bucată de negociere vis-a-vis de subiect, fiecare o face cum vrea în funcție de speța personală. 100% accurate. Bun. Am ajuns la final, vă mulțumim că v-ați uitat la noi, vă mulțumim că ați rămas până la final, cine a rămas până la final. Nu uitați să dați like, share și subscribe, pe Ionuț îl găsiți pe pagina de Instagram, pe pagina de TikTok și pe site, unde le veți găsi pe toate în descrierea videoclipului. Și până data viitoare vă salutăm cu stimă și respect. Ciao YouTube! Mai bine!